Ministrul Educației vine cu precizări de ultimă oră despre formularul privind acordul de testare al elevilor în școli care a bulversat pe părinți. Ieri, Ministerul Sănătății le-a recomandat părinților să aibă acest formular completat în momentul în care își vor duce copiii la școală, în timp ce Ministerul Educației anunță că acest lucru nu este legal și că formularul ar trebui completat doar în cazul copiilor care prezintă simptome ale infectării cu noul coronavirus. Ne aduce mai multe lămuriri chiar acum în direct Ministrul Educației, domnul Sorin Câmpeanu. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație. Sunt câteva precize. Da, într-adevăr, ordinul de ministru nu prevede obligativitatea completării acestui formular. Dar Ministerul Educației sprijină, conform atribuțiilor care îi revin, aplicarea măsurilor de prevenție privind combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. În acest sens, am luat decizia de a face precizarea cum că, deși în ordinul comun nu este reglementat conținutul acestui formular privind consimțământul sau obligația transmiterii consimțământului începând cu revenirea la cursuri, nu presupune obligativitatea transmiterii acestui consimțământ informat anterior intervenind în unor situații speciale. Ordinul de ministru precizează clar. Se recomandă testarea numai cu acordul scris al părinților în cazul elevilor care prezintă simptome specifice. De asemenea, recomandă testarea în cazul colegilor, contactilor, dacă elevul respectiv a fost confirmat ca fiind pozitiv. Cu toate acestea, considerăm oportun să facem precizarea că toți acei părinți care doresc completarea formularelor de consimțământ anticipat pentru testare, în cazul apariției unor situații speciale, o pot face din proprie inițiativă, fără să fie nici de cum obligatoriu. Pentru a sprijini buna organizare și siguranța sanitară în școli, Ministerul Educației va sprijini Ministerul Sănătății pentru transmiterea recomandării de a colecta, subliniez, benevol, non-obligatoriu, aceste formulare de consimțământ pentru testare, subliniez, în cazul apariției unor situații speciale și nu fără motiv. Bun, dar ieri Ministerul Sănătății le-a recomandat părinților să aibă acest formular încă de luni când își vor duce copiii la școală. Da. Eu vă spun de unde și până unde aceste comunicări contradictorii, domnule ministru? Nu sunt contradictorii. Sunt de acord cu dumneavoastră că nu sunt perfect armonizate, dar nu sunt nici contradictorii. Există tensiune între dumneavoastră și domnul Vlad Voiculescu? Există discuții constructive pentru a identifica cele mai bune soluții în interesul elevilor și al profesorilor din școlile românești. Discuții constructive, nu tensiuni. Bun, domnule ministru, vreau să vă întreb procedural. Un copil dacă ajunge luni sau marți la școală și are simptome de COVID, care este procedura? Cum se va decurge pas cu pas practică testarea acestuia de verificat dacă are sau nu acea declarație? Vă rog. Am înțeles întrebarea noastră. În cazul în care un elev prezintă simptome sau acuză simptome specifice, școala are o încăpere destinată izolării temporare a acestui elev până când va fi anunțat părintele. Deci părintele este cel care va fi anunțat primul. Dacă părintele își va da acordul sau dacă părintele și-a dat acordul pentru testare, copilul va putea fi testat. Părintele va putea să trimită acel consimțământ și online? Avem o problemă pentru că acel consimțământ trebuie să fie informat și semnat. Și atunci deci, ar trebui să așteptați părintele să vină la școală cu hârtia semnată. Cu consimțământul semnat, da. Dacă există un cabinet de medicină școlară. În foarte multe școli nu există acest cabinet de medicină școlară și atunci sigur că da, după ce va fi anunțat părintele, va fi anunțat și DSP-ul pentru a intra pe procedura normală non-dedicată elevilor și școlilor. Am vorbit cu câțiva părinți care au copii care vor începe luni școala și spuneau că au primit aseară mesaj din partea profesorilor și a diriginților în care li s-a transmis că trebuie să meargă la școală cu aceste hârtii direct completate. Ce părere aveți? Deci, din punctul de vedere foarte clar al Ministerului Educației, situația este următoarea. Așteptăm din partea Ministerului Sănătății, în cursul zilei de astăzi, o adresă de înaintare a acestui formular. După ce vom primi această solicitare oficial din partea Ministerului Sănătății,
noi o vom transmite tuturor inspectoratelor din țară, deci Ministerul Educației o va transmite tuturor inspectoratelor școlare din țară, pentru ca inspectoratele să transmită rapid către toate școlile din țară. Pentru ca acest proces de colectare benevolă, non-obligatorie, să se poată face numai în cazul în care părinții doresc să-și exprime acest acord anticipat. Până când Ministerul Educației, care are toate unitățile de învățământ din sistemul preuniversitar, în subordine, nu transmite acest lucru către școli, sunt decizii punctuale și personale ale celor care solicită acest lucru. Aș mai fi dorit să vă întreb și despre situația școlilor din sectoarele 5 și 6 din capitală, dacă există situații în care de luni nu va începe școala din cauza lipsei căldurii din unitățile de învățământ. Vă rog. Vă răspund. Ordinul de ministru comun, Educație Sănătate, prevede foarte clar încadrarea în scenariile verde, galben, roșu, corespunzător cu rata de infectare mai mică de 1 la 1000, între 1 și 3 la 1000, peste 3 la 1000. Dar nu mai mult de 6 la 1000, caz în care localitatea intră în carantină. Excepție de la această încadrare automată în scenariu în care se găsește localitatea, pot face acele școli care au probleme de infrastructură sau care au probleme de resursă umană. Probleme care împiedică asigurarea condițiilor necesare derulării procesului de învățământ. În această situație, școala va intra în online, se va face online. Dacă nu se întrunesc condițiile necesare din perspectiva infrastructurii sau a resursei umane, școala intră în online. Nu vrem să periclităm siguranța copiilor în școli. În acest sens, ordinul de ministru, articolul 3.2, coroborat cu 4.2, prevede următorul lucru. În situațiile punctuale în care, spre exemplu, nu există posibilitatea asigurării unei distanțări corespunzătoare, respectiv containere, sau în situația în care nu există aprovizionare cu apă caldă și căldură, deci probleme de infrastructură, Inspectoratul Școlar Județean sau Inspectoratul Municipiului București aprobă trecerea în online a acestor unități de învățământ, a acestor școli, chiar dacă ele se încadrează în mod normal într-un anumit scenariu, verde, galben sau roșu. Această hotărâre a Inspectoratului Școlar este validată prin hotărârea Consiliului Județean pentru situații de urgență, respectiv Consiliul Municipiului București. Există asemenea situații? Sunt 5 astfel de situații în București. Ne puteți da câteva exemple din aceste 5, știți cumva? Există o altă situație care trebuie luată în considerare. În cazul în care mai mulți profesori înregistrează probleme care îi împiedică să meargă fizic în școli și nu există posibilitatea înlocuirii acestora, în mod firesc, acea școală trebuie să treacă în online din lipsă de resursă umană disponibilă pentru a asigura procesul de învățământ față în față. Acestea sunt exemplele, repet, care presupun aprobarea Inspectoratului Școlar și validarea la nivelul Consiliului Județean pentru situații de urgență. În momentul acesta suntem în curs de centralizare la Ministerul Educației a tuturor hotărârilor consiliilor, comitetelor județene pentru situații de urgență și municipiului București. Momentul în care vom avea această centralizare, vom face publică lista unităților de învățământ care, deși se încadrează într-unul dintre cele trei scenarii, verde, galben, roșu, nu vor putea fi deschise cu prezență fizică. În aceste 5 situații din București, știți dacă sunt școli sau și grădinițe? Există două licee, există grădinițe, există și o situație discutabilă la liceul la Traian Vuia, în care e nevoie o analiză, dacă într-adevăr, aprofundată analiză, dacă într-adevăr infrastructura nu permite derularea procesului de învățământ față în față, așa cum s-a precizat într-o primă etapă.